Peste 10.000 de gorjeni sunt așteptați mâine de ziua muncii în Dumbrava de la Drăgoieni. Comercianții și-au amplasat deja corturile și tarabele. Autoritățile locale au amenajat deja zona în mod corespunzător pentru ca vizitatorii să simtă că este sărbătoare. Edilul orașului Marcel Romanescu a trecut în inspecție să vadă cum stau cu ultimele pregătiri. Am venit împreună cu directorii din cadrul primăriei pentru a vedea modul în care au fost amplasate. Și din ceea ce văd aici, lucrurile sunt în regulă, adică marea majoritate a celor care au participat în anii trecuți sunt prezenți astăzi la Târgu Jiu, la Drăgoieni. Nu rămâne decât să așteptăm cetățenii din municipiu și din județul Gorj pentru a petrece două zile, pentru că de astăzi de după amiază până mâine cred că va fi fluxul cel mai mare de cetățeni. De asemenea, au fost amenajate peste 1.000 de locuri de parcare în zona adiacentă pădurii și au fost trase utilități. Este vorba de energie electrică, apă, precum și toalete ecologice.